Bine v-am găsit, dragii mei, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și în această zi de sărbătoare, o zi sfântă, este vorba de Vinerea Mare. Am pregătit o surpriză tuturor și vreau ca această filmare a zilei de azi să fie un mesaj pentru fiecare din dumneavoastră, un mesaj de suflet revelator. Eu mă aflu la Biserica Sfânta Maria, o biserică foarte mică, dar încărcată de tradiție. Și astăzi voi lua interviu unui părinte, unui om de credință spiritual. Este vorba de profesorul Emilian Prodan, care ne va răspunde la foarte multe întrebări cu un ecou pentru fiecare și care să ne ajute să dăm spor și să dăm sens vieții noastre în continuare și dorințelor de suflet pe care le avem fiecare. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și vă las să urmăriți în continuare acest moment. Astăzi pentru dumneavoastră am o surpriză. Invitatul meu este preacucernicul părinte, Emilian Prodan, căruia îi spun bine a venit alături de noi și pe care vreau să-l întreb ce înseamnă această sărbătoare a Paștelui, Sfânta Sărbătoare a Paștelui și cum ar trebui să ne raportăm la ea fiecare și să o înțelegem în acest sens spiritual. Vă mulțumesc că ați venit în Sfânta Biserică și că ați ales un subiect interesant. Ați venit la Biserica Sfânta Maria din Voluntari, Pipera, un colț de rai, ocrotită de Maica Domnului și de Sfântul Pangratie, Sfântul Dorințelor. Ca să vă răspund întrebării, da, însemnătatea acestei mari sărbători este una care are, în primul rând, loc odată în an și ține de schimbare. Foarte mulți dintre noi ne dorim o schimbare. Cei care ne dorim schimbarea în viața noastră, să țineți minte ce vă spun, nu trebuie să stăm cu mâinile în sân. Schimbarea vine în primul rând prin căința pe care noi, toți cei care astăzi ne numim creștini, trebuie să o avem în minte și în gând, pentru că în acest post, postul mare, noi credincioși trebuie să ne spovedim, să ne împărtășim, să ne curățim sufletul. Și prin curățirea sufletului, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, teoretic se produce schimbarea. Vinerea Mare este și ziua prohodului, de ce îi se spune Vinerea Mare din Săptămâna Mare, în care noi creștinii sărbăm punerea în mormânt a Mântuitorului Hristos. O zi de altfel tristă când te gândești că Hristos a fost ucis de cei care până mai ieri strigau și îl adulau, Osana, bine ești cuvântat, dar este tristă pentru credincioșii care empatizează cu acele momente în care Maica Domnului plângea la cruce și momentele în care Mântuitorul Hristos, prin jertfa sa pe cruce, a spălat păcatele lumii. După aceste zile, sigur că vine și sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea învierii Domnului, în care credincioșii se vor întâlni din nou la biserică, cei care sunt de departe vin și se întâlnesc cu familie. Este de fapt sărbătoarea reîntâlnirii celor dragi, în care te întâlnești la masă, te pui la masă, îți de pe amintirile frumoase și îți de altfel îți pui gândurile în ordine și vorbești cu cei dragi care sunt preocupările, grijile și dorințele pe care le ai. Sărbătoarea învierii, în primul rând, este sărbătoarea renașterii spirituale. De ce? Pentru că un om care și-a propus schimbarea și a reușit să realizeze ceva în viața lui, este un om care, de fapt, a renăscut. Și renașterea vine nu numai din punct de vedere al materiei, pentru că noi ne gândim să renasc, să-mi fie mai bine, să am bani mai mult, să-mi fie viața mai ușoară. Vorbim de renașterea spirituală, pentru că atunci când te doare sufletul, te întrebi cu ce îl tratezi. El poate fi tratat cu bucurie, iar bucuria vine dintr-un loc sfânt. Iar Hristos, dacă a înviat, a înviat pentru fiecare dintre noi, nu pentru mine sau pentru dumneavoastră, a înviat pentru toți cei care ne ascultă și ne urmăresc, pentru că este
o zi a bucuriei și sper că această zi sfântă în acest an să vă prindă cu zâmbetul pe buze, să ne amintim de anii pandemiei, anii în care am avut interzis de a merge la biserică sau anii în care nu puteam să ne bucurăm de noaptea de înviere sau să cântăm împreună Hristos a înviat. Revenind la ziua de astăzi, această zi este o zi de penitență. Le recomand celor care ne urmăresc să se roage. Rugăciunea cea mai simplă pe care omul o poate rosti, pentru că de fapt asta este, rugăciunea este hrana sufletului nostru. Rugăciunea cea mai simplă este regăsită în două cuvinte: Doamne, iartă-mă. Și dacă ai reușit să te căiești și să-ți pară rău de ceea ce ai făcut, primești această șansă de iertare. Sigur că este important ca iertarea pe care noi, de fapt, o cerem lui Dumnezeu să vină dintr-un glas sincer al conștiinței, prin căință și părere de rău. Așa este, într-adevăr, sunt vorbe pline de duh, pline de înțelepciune, spuse de dumneavoastră, Sfinte Părinte, în această sfântă zi. Și eu sunt în asentimentul dumneavoastră, am fost aici și pe data de 26 martie, la Sfântul Pangratie. Mi s-a îndeplinit o dorință, într-adevăr, și chiar vreau să-i mulțumesc. Era ziua dorințelor. Da. Am văzut foarte multă lume, am văzut lume care a venit de departe, de prin toate colțurile lumii, chiar și din străinătate. Din Australia, da, Italia, America. Aici, în acest colț de rai, și vreau să vă invit și pe fiecare cei de acasă, atunci când aveți un moment de odihnă, de liniște, un moment liber, să veniți aici la Sfânta Biserică, Sfânta Maria, din Voluntari, aleea Strada Frezilor, numărul 10. Un moment unde vă puteți găsi cu siguranță liniștea și Sfântul Părinte vă poate răspunde cererilor dumneavoastră. Vreau să vă întreb, pentru că noi tinerii suntem cei care va trebui să continuăm această muncă, acest drum lăsat de strămoși, această dorință lor de a continua și de a crede în ceva. Ce sfaturi ne puteți da în aceste momente în care suntem cuprinși de teamă, avem foarte multe frici, este un moment dificil pentru fiecare, vorbim exact cum ați spus și dumneavoastră despre pandemie, vorbim și despre acest moment conflictual care pe fiecare ne impactează. Dumneavoastră sunteți și profesor, sunteți un om care a scris foarte multe cărți, sunteți un om care a îndrumat foarte multă lume și care a lăsat ceva și lasă în continuare un mesaj foarte important. Ce ar trebui să facem și ce sfaturi importante ar trebui să ținem cont ca să putem să ne numim creștini în adevăratul sens al cuvântului? Pe cu ceea ce spune de altfel sacroterapia, medicina sufletului. Un om care dorește să schimbe viața trebuie să respecte trei lucruri esențiale. 1. Să se afle în echilibru și într-o comunicare perfectă cu Dumnezeu. Cum? Prin rugăciune. Câți dintre noi reușim să facem asta? Cred că majoritatea tinerilor spun că n-au timp să se roage sau consideră că nu este important să te rogi. Rugăciunea este importantă pentru că ea creează, de fapt, un canal de comunicare cu Dumnezeu. Psihologia vine și ne spune că în momentul în care te rogi, rugăciunea, de altfel, dă naștere unor biocurenți, biocurenții care dau naștere neuronilor, iar neuronii creează celulă. Noi avem memorie, celulele acestea sunt vii. Tot ce transmit pe gură se memorează și eu voi trăi mâine ceea ce astăzi am spus și am rostit pe guriță. Așa că cei care vor să se îndrepte și vor să-și rezolve problemele, să restabilească comunicarea cu Dumnezeu. A doilea aspect este cel legat de relația pe care o ai cu semenii. Nu poți să te afli în echilibru și să dobândești liniștea sau pacea sau fericirea despre care vorbesc atât de mult cărțile, câte vreme tu ești într-un conflict permanent cu cei din jur. Cu soția, cu mama, cu frații, cu cei de lângă tine, cu vecinul, cu vecina. Și câtă vreme există aceste conflicte permanente, tu te afli într-o luptă pe care, în mod normal, nu o înțelegi și corpul tău nu o acceptă, nu o înțelege, ca să nu mai spun sufletul care, de fapt, este trist și suferă, că este neînțeles sau este neajutorat sau nu poate fi, nu își poate găsi liniștea sau locul potrivit. De aici pornesc mai multe neplăceri în viața noastră. Că atunci când te cerți cu cei din jur, de fapt te-ai depărtat de Hristos. Și
ajuns să te transformi dintr-un om bun într-un om rău. De aceea, rolul spovedaniei, rolul acestei perioade a Sfântului și Marelui Post este rândit de biserică tocmai pentru a ne întoarce la partea aceea de puritate a copilăriei, în care noi, mărturisindu-ne păcatele, recunoscându-ne și regretând ceea ce am făcut, reușim să ne ridicăm și să ne redobândim pacea sufletească. Iar cea de-a treia condiție esențială este relația cu tine. Să-ți redobândești relația cu tine. Sunt mulți oameni care n-au încredere în ei. Câte vreme te privești în oglindă și te vezi un om terminat, sau câte vreme tu nu ai încredere în tine, n-ai cum să pretinzi ca cei de lângă tine, iubitul, soțul, soția sau invers, să te vadă altfel. Încrederea de aici, de fapt, pleacă multe probleme pe care le au tinerii și nu reușesc să se integreze într-o viață socială, pentru că le lipsește încrederea în ei. Încrederea aduce pe de-o parte partea de evoluție, iar neîncrederea aduce frica. Frica, să știți, iubiții mei, că este cel mai periculos, să zic, virus pe care omul poate purta, pentru că frica blochează întregul sistem imunitar. S-a dovedit că toți cei care s-au temut de boala COVID au făcut-o. Există un cuvânt vechi, ai grijă de ce ți-e frică că nu scapi. Și, de regulă, oamenii care au teamă sau sunt oarecum consternați de frică sunt departe de Dumnezeu. Câtă vreme Dumnezeu este cu tine, n-ai de ce să te temi. Că ceea ce e scris să se întâmple, se va întâmpla. De aceea, nimic nu e întâmplător. Aș vrea să se rețină cele trei aspecte pe care eu le-am analizat și cei care vă priviți în oglindă și de multe ori sunteți nemulțumiți de voi, să încercați să nu mai faceți asta. Pentru că orice nemulțumire pe care o ai tu față de tine îți creează o gaură neagră în perspectiva evoluției și a vieții. Iată cum sărbătoarea de astăzi și sărbătorile ce vor urma, sărbătoarea Învierii, este sărbătoarea renașterii, în care Hristos vine și spune: eu pentru tine am murit. De ce? Ca de azi înainte să ai șansa de a fi din nou fericit, de a viețui sau conviețui în lumină și de a fi păzit și ocrotit de duhurile cele rele. Și când vorbim de duhuri rele, să știți că s-au înmulțit bolile psihice, s-au înmulțit oamenii care au necazuri și probleme, pentru că acestea bântuie și sunt pretutindeni. Fie că le aduci din copilărie și le moștenești, sunt anumite suferințe, fie că le primești prin transfer, îmi place mie să spun, de la anumite personaje sau personalități în ghilimele, care sunt, să zic așa, axate să facă rău și care au reușit să distrugă multe vieți și să dărâme multe vise frumoase pe care unii oameni le-au avut. Dar să nu uităm și de vrăjile, de blestemele care pot fi o cauză a fricii și o cauză a lipsei noastre de a evolua. Știți? Vin mulți oameni și spun: părinte, nu se adună nimic, adică tot ce construiesc se dărâmă, nu se leagă nimic. Înseamnă că ai o problemă și nu rămâne cu ea. Și acesta este sfatul. În aceste zile, oamenii au mai mult timp să se gândească la rugăciune, la Dumnezeu, să-și facă o auto-evaluare a vieților și când vor înțelege că nimic nu e întâmplător și poate și această emisiune să le stârnească oarecum atenția sau să le trezească puțin conștiința, și să se îndrepte spre biserică, să-și caute duhovnice, să stea de vorbă cu ei. Invit cu drag și în această bisericuță unde Sfântul Pangrat e Sfântul Dorințelor, serbat de Biserica Ortodoxă pe 9 iulie, îi așteaptă cu drag. Așa este, facem alegeri și de fiecare dată este important să putem să alegem binele în detrimentul răului. Sunt momente pe care le avem fiecare în viață, momente mai bune, momente mai rele, dar într-adevăr nu trebuie să ne pierdem speranța.
Este adevărat că și ceea ce gândim transpunem în realitate. Avem și foarte multe instrumente care să ne ajute, iar unul dintre instrumente este și psihologia, așa cum ne-a amintit Sfântul Părinte. Vreau să mă întreb de unde pornește în momentul de astăzi această degradare psihică cu care ne confruntăm unii din noi și pentru care de foarte multe ori recurgem la preot sau la psihologi pentru soluții și care ar fi acele soluții benefice care să ne ajute pe fiecare să putem să depășim acest moment sensibil al vieții noastre? Începe de la momentul în care începe să dispară binele din viața ta. De fapt, ce este răul? Răul este lipsa prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Să nu uităm că tinerii de astăzi, din păcate, la capitolul păcate, că nu e nimeni fără păcat, și eu sunt păcătos, așa că nu mai spuneți, Sfinte Părinte, că mă simt oarecum jenat. Sfinți, de fapt, sfinții sunt în ceruri și Sfânt e Dumnezeu. Noi suntem oameni pământeni cu păcatele noastre. Dar vreau să fac o precizare cu privire la degradarea psihică. Tinerii se află într-o totală disarmonie cu Universul. Universul te-a creat frumos. Ți-a dat doi ochi, două mâini, două picioare. Poți să alergi, poți să mergi. Și la un moment dat, cu darul pe care ți-l-a dat Dumnezeu, tu ce faci? Ajungi să fii viciat. Fumezi și îți distrugi sănătatea. Ajungi să bei până când nu mai știi de tine. Ajungi să te droghezi, pentru că asta e o modă, din păcate. Și toate aceste păcate, ca să nu mai zic și altele care sunt legate de plăcerile trupului, te-ai cunoscut azi cu tânărul, mâine ești deja în experiențe, să nu zic de care, intime. Toate aceste lucruri nu fac altceva decât să te ducă înapoi. De ce? Pentru că Dumnezeu este în ADN-ul nostru, se face schimb de informații în momentul în care eu interacționez cu o persoană și ajung inclusiv la actul intim. De fapt, păcatele pe care noi le considerăm plăceri, până la urmă degradează sufletul și odată ce sufletul este degradat, apare și degradarea psihică. Omul s-a depărtat de realitatea lumii și a creat o lume paralelă. Să știți că am întâlnit mulți tineri care trăiesc o viață care nu are deloc de face cu ceea ce se întâmplă astăzi, o hologramă. Mulți vin și spun, părinte, îl iubesc. Ce iubești? Un om care te bate, care te înjură, care îți face rău? Și a zis, îl iubesc. Păi zic, tu iubești o hologramă. Tu, în momentul în care te-ai îndrăgostit, ți-ai creat o anumită părere despre personajul respectiv. Personajul respectiv care, din păcate, nu e ceea ce trebuie pentru suflet. Că sufletul are nevoie de mângâiere, de iubire, adică să fie oglinda iubirii tale. O primești? Nu. Ce-a spus vreodată că te iubește, mi-a zis când la început. Și acum ce face? Păi acum mă bate. Păi nu mai există iubire. Și toate aceste... Asta v-am dat un exemplu. Lucruri care nu se tratează la timp conduc spre degradarea psihică. De aici apare anxietatea și depresia. Să știți că am vorbit cu medici din spitalul de psihiatrie și mi-a spus, părinte, n-au fost niciodată atât de mulți oameni internați cu boli psihice încât acum. Depresia de fapt a devenit una dintre cele mai importante, să zic, și mai, să zic, nu găsesc cuvântul potrivit. Depresia este, de fapt, boala secolului. A ajuns depresia să înlocuiască multe boli. Un om care și-a pierdut încrederea în el, și-a pierdut încrederea în Dumnezeu și în oameni, a ajuns la acest prag. Și știți că depresia poate conduce oamenii spre acte care nu sunt dorite de Dumnezeu. Deznădejdea pe care diavolul o vrea și apoi vine să sinuciderea. N-aș vrea să ajungă nimeni acolo, iar cei care trec prin momente de genul acesta sunt în anxietate, în depresie, sunt într-o stare de suferință permanentă a sufletului. Ar fi bine să consulte un preot, să consulte un psiholog și ceea ce le-aș recomanda să se spovedească, să se împărtășească, să-și curețe sufletul.
Dacă în sufletul tău apare bucuria, totul se reclădește. Pentru că în bucurie este ascunsă speranța. Și mulți dintre noi, din păcate, nu mai avem speranță. Mulți dintre noi ne-am pierdut speranța. Mulți dintre noi nu mai avem încredere în noi. Pentru că odată cu încrederea în noi ne s-a pierdut și credința. Credința înseamnă nu doar să mărturisești, da, ești credincios, da. Credința trebuie să fie însoțită de fapte. Oriunde sunt faptele noastre? Oare câți dintre tinerii de astăzi mai merg la biserică? Văd nopțile pline, cluburile, ochi de tineri care se distrează, care cheltuie sute, mii de lei pe plăceri. Și când e vorba să vină la biserică să îți spun o rugăciune, ci lasă-mă cu popa vostru, am auzit multe expresii de genul ăsta. Și atunci toate aceste lucruri care nu sunt făcute la timpul lor se adună într-o cutie a Pandorei care când se va deschide va aduce multă suferință. Suferința este cea care aduce degradarea psihică. Suferința în mod special a sufletului și apoi a trupului, pentru că când sufletul tău este bolnav și trupul suferă și trupul se îmbolnăvește. Să țineți minte, cei care astăzi sunt bolnavi, înainte de a fi bolnavi cu trupul, pentru că au o boală grea, au fost bolnavi cu sufletul. Și dacă sufletul nu-l tratăm, ne vom îmbolnăvi și noi. Eu recunosc că am citit cărțile părintelui, le-am cu drag și abia o aștept și pe ultima să apară, să o achiziționez. Sunt cărți care dau foarte multe informații, sunt cugetări valoroase ale părintelui care ne învață pe fiecare cum ar trebui să ne comportăm în societate și ce ar trebui să alegem din multiplele variante pe care le avem și oportunități. Vreau să vă invit și pe dumneavoastră, aceste cărți le puteți achiziționa chiar și de aici, de la Sfânta Biserică. Sunt un cadou valoros pe care îl puteți face și dumneavoastră, dar și celor dragi. Și aș vrea să-i pun o întrebare Sfântului Părinte, fiindcă sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc și foarte mulți care spun n-am unde să cunosc un viitor partener. Cum aș putea să aleg un viitor partener și ce calități ar trebui să aibă încât să fie bine și să ne putem întemeia o familie bazată pe iubire, pe încredere, pe speranță? Aș vrea să fiți foarte atenți la ceea ce vă voi răspunde, pentru că acest răspuns este de fapt o lecție pentru toți tinerii care își caută astăzi partenerii și sunt singuri. Domnișoare care spun, părinte, sunt frumoasă, sunt deșteaptă și cu toate acestea nu-mi găsesc perechea sufletului meu. Fiecare dintre noi lucrăm sau funcționăm în viața noastră pe o anumită frecvență. Frecvența vieții noastre se măsoară de la 20 la 600. Între 20 și 200 sunt oamenii cu vibrații joase, care sunt triști, apatici, care sunt consternați de frică, care au o gândire negativă și care spun eu niciodată nu pot reuși, n-am cum, sunt blocat, să nu mai folosiți cuvântul acesta, că celulele memorează cuvântul și chiar vă blochează. Și tinerii din această frecvență de la 20 la 200 furioși, orgolioși, cei care cred că au inventat roata, își doresc să-și găsească partenere sau parteneri la o frecvență de 400, unde înseamnă iubire, optimism. Oamenii care sunt pe frecvența de 400, de fapt, sunt avionul care zboară deasupra norilor, iar cei de la 200 sunt elicopterul care zboară deasupra liniilor de înaltă tensiune. Problema este că acești oameni, pentru că sunt pe frecvențe diferite, nu se întâlnesc niciodată. Cel de la 200 cu cel de la 400, deși trăiesc în aceeași dimensiune a timpului, în aceeași oraș, în același timp al Universului, nu se întâlnesc pentru că sunt pe frecvențe diferite. Ca tu, tinere, să-ți găsești perechea sufletului și să fie exact cum ți-o dorești, trebuie să evoluezi spiritual, să ajungi la nivelul de frecvență a partenerului pe care tu ți-l dorești. Adică îmi doresc să am un partener care să nu fie curvar, mă iertați de expresie, să nu fie bețiv, să nu fie agresiv, să fie un viitor bun tată pentru copii. Și revin la mine, eu cum sunt? Păi mie cam place să mă distrez.
Îți vei găsi unul de teama ta. Mie încă îmi place să iubesc, că e o pasiune. Îți vei găsi unul de teama ta. Dacă tu ești ușor trecut într-o lume care a cam depășit limita normalului, îți vei găsi unul la fel ca tine. Pentru că există legea atracției. Dacă vrei să ajungi acolo și să-l întâlnești pe cel care să te facă fericit sau pe cea care să te facă fericit, trebuie să depășești acest prag. Și acest prag nu poate fi depășit, repet, nu există. Astea sunt povești. Că norocul, că destinul, nu. Acest prag nu poate fi depășit decât dacă îți cureți sufletul. Zici, gata, până acum am văzut, până la 30 de ani am văzut ce am făcut, până la 40 de ani, până la 50 de ani, totuși am făcut și nu e bine. Hai să schimb foaia. Și ca să schimb foaia, ce fac? Vin spre Dumnezeu. Mă împărtășesc. Asta e primul lucru. Mi-am curățat sufletul. După ce m-am împărtășit, ce fac? A doilea pas. Îl rog pe Dumnezeu și îmi dau un timp. Atenție, că e foarte important timpul ăsta. Așa cum noi ne-am programat în această emisiune să o înregistrăm, așa cum noi ne-am programat ca astăzi să ne întâlnim, ne-am fixat un timp. Este foarte important să-ți dai un timp. Să-i spui, Doamne, de azi în 5 luni sau în 6 luni, eu sigur îmi voi găsi perechea sufletului. Și din momentul acela să încep să contorizezi timpul. Pentru că din acel moment, de fapt, ți-ai creat un culoar unde toată energia ta și toată dragostea, toată bunăvoința ta este setată pe acel drum. Este exact ca și când începi să-ți construiești o casă. Ți-ai setat toată atenția, toți bănuții ții pe acolo și îți faci. Îți faci fundația, parterul, etajul. Vrei să-ți cumperi o geantă. Toată atenția ți-o îndrepti acolo. Vreau să adun bani și mi-am cumpărat geantă sau mașină. Deci, tot ceea ce pare acum imposibil poate fi posibil și de aceea Dumnezeu nu-ți dă răspuns la rugăciunea ta, pentru că tu nu ești pregătit la momentul respectiv de ceea ce vrei. Adică nu faci față. Tu vrei ceva wow de 5 stele și tu de fapt ești la 3. Dacă vrei să fii de 5 stele, încearcă să urci. Fă milostenie. Fă bine oamenilor săraci. Îmbracă un om necăjit. Ajută la construcția unui spital, a unei biserici. Vino la un sfânt și roagă să mijlocească pentru tine, să-ți dea putere. Și vei vedea că într-o zi se întâmplă. Aici, în bisericuța asta, peste 10 cupluri, tineri, s-au cunoscut. Își căutau, se căutau unul pe altul și s-au întâlnit. Și astăzi sunt familii fericite și au copii. Ca să nu mai zic de tineri care vreau să aibă copii și nu puteau să aibă, s-au rugat Sfântului și le-a dus pe lume copii. Adică se întâmplă ceva, înțelegeți? Acel ceva este clicul ăla care declanșează ca și la întrerupător când apăs butonul și se aprinde lumina. Dar acest lucru nu poate fi realizat decât dacă începi să ai încredere, în primul rând în Dumnezeu și apoi în tine. Dacă nu crezi, e zadarnic. Și mulți oameni, din păcate, nu cred. Pentru că anturajul, frecvența vieții pe care ei sunt setați este atât de joasă încât la un moment dat este exact ca și când mergi cu o mașină și te lovești de zid. Se blochează, aici apare depresia sau devin victime, nu? Au crezut într-o iubire holografică, hologramă, după care tânărul și-a făcut norma și-a plecat, o ia pe alta la rând și tânăra rămâne dezamăgită, plânge și uite așa multe, multe alte exemple pe care vi le pot da. Ce este important să știm? Că această viață este unică. Anii trec foarte repede. Acum ai 30, mâine ai 50, poi mâine 70. Te întreb ce ai făcut. Această perioadă nu lăsa să treacă. Să marcați timpul și să vă dați un timp. E foarte important timpul. Spune, peste 6 luni, părinte, o să mă vedeți aici cea mai fericită sau cel mai fericit. Și știți că la prima noastră întâlnire eu v-am marcat timpul. Și s-a întâmplat ce v-am spus. Și mulți alți oameni care au venit, le-am spus anumite lucruri și ce le-am spus așa au fost. Deci marcăm timpul. Așa că nimic nu e întâmplător. Nici faptul că noi vorbim în această oră. Așa este, cât de important este să petrecem acest timp cu oameni de calitate, să putem să ne conservăm acele valori care ne definesc și să putem să gândim că, și spicuind și din cărțile părintelui, căutați împărăția lui Dumnezeu și toate vi se vor adăuga vouă. Cât de important este să putem să dăm dovadă de aceste valori morale pentru fiecare, să putem să căutăm să facem bine, să gândim că nu este de vină nimeni, că nu avem ghinion, că nu altul are și eu nu am, să putem să gândim
gândim că ceea ce gândim, transpunem în realitate prin forța gândului, sunt idei care ne vin în ajutorul nostru și să facem acele acțiuni care să ne contureze, să ne creeze viitorul. Important este ce sămânță să punem astăzi, ce plantăm astăzi, ce facem noi astăzi. Fiindcă așa cum ne raportăm și la psihologie, care ne ajută foarte mult, așa cum ne raportăm foarte mult la religie și la aceste valori spirituale, așa cum ne raportăm și la alte instrumente care ne ajută să ne autocunoaștem, cum ar fi și numerologia și astrologia. Vreau să-l întreb pe părinte ce părere are despre aceste domenii de cunoaștere și cum ne pot ele ajuta sau nu în viață. Permiteți să vă dau un răspuns din două perspective. Ca om, ca profesor laic, le accept. Ca preot în biserică, nu pot să accept lucrurile acestea, pentru că asta ar însemna să vin în contradicție cu anumite canoane ale sfinților. Însă, până la urmă, dacă o tratăm ca știință, este o știință în care fiecare om este dornic să afle, și ezoteria e o știință, și de altfel ezoteria nu te învață neapărat lucruri rele. Toate lucrurile se întâmplă cu un scop în viața noastră. Dacă ți-a fost dat să asculți sfatul unui astrolog, înseamnă că așa a fost scris. Poate să te influențeze pozitiv, este un pericol atunci când te influențează negativ. Când te determină să faci anumite lucruri, să cauți anumite cări greșite, și câtă vreme te îndeamnă să cunoști lumea nouă, o dimensiune nouă a vieții pe care o poți trăi în bucurie și în fericire, nu aș vedea neapărat un pericol. Legat de ceea ce spuneați înainte, să știți că gândul, și vă rog să rețineți asta, produce materie. Dacă eu gândesc acum ceva și mă gândesc foarte insistent la cineva, acea persoană ajunge să mă sune, sau pentru că există gândirea telepatică, dar gândul este cel care produce, atenție, materie. De ce produce materie? Pentru că multe gânduri care sunt legate de frică, mi-e teamă că nu voi reuși la examen, mi-e teamă să nu dau greș, mi-e teamă să, nu fac altceva decât să ne blocheze șansa pe care noi avem. Eu v-aș ruga să învățați lucrurile noi și să spune să fie cum vrea Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu vrea să fie, va fi, dacă nu e să fie, nu va fi. Așa că nu trebuie să ne întristăm și nu trebuie să ne simțim oarecum vinovați că n-am reușit să luăm un examen sau că n-am reușit într-o căsnicie sau așa vreo Dumnezeu. Și orice greșeală pe care oamenii o fac, trebuie să o iertăm. Se spune că orice om merită o șansă. Iar cel mai puternic om este acela care a reușit să se ridice și să construiască din cărămizile care au fost aruncate în el. Nu există om perfect. De aceea vă îndemn să nu judecați. Cu ce judecată veți judeca, cu aceea veți fi judecați. Sunt mulți oameni care judecă, care caută, care spicuiesc, care încerc să arate cu degetul. Câtă vreme avem astfel de gândire, nu vom putea niciodată să fim fericiți. Și vă spun, eu n-am întâlnit oameni fericiți care au această meteahnă de a judeca, de a bârfi, de a drăcui, de a blama. Acești oameni sunt în afara realității sau trăiesc o altă lume paralelă decât cea pe care eu o trăiesc, lumea iubirii. De aceea ți-am amintit de cărțile mele. În cărțile mele am vorbit despre iubire. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba lumea. Oare câți dintre soți, soții, iubiți, iubite, mai spun astăzi, în fiecare dimineață, te iubesc, draga mea? Sau ea să-i spună lui, n-au timp, sunt prea ocupați. Oare câți dintre cei care s-au căsătorit ajung la vârsta de 25 de ani să serbeze căsătoria de argint sau la 50 de ani și să se iubească ca în prima zi? Vorbim de lucruri rare. Vedeți cum lumea se schimbă. A ajuns ca negativul să fie mai important ca pozitivul. Când dai o știre negativă, toată lumea este atentă. Breaking news. Dacă dai de mâncare la 10 săraci și îmbraci un sat de oameni nevoiași, nu interesează pe nimeni. Așa că trebuie să avem grijă în ce barcă ne situăm și pe cine slujim. Iar cu privire la sacroterapie, medicina sufletului, pot să zic că am creat primul manual de sacroterapie în România. Este manual care te învață cum să-ți pansezi sufletul rănit. Că de aici aș pleca.
și aș vrea să vă vindecați sufletele înainte de a trece la orice proiect. Vrei să-ți construiești casă? Întâi vindecă-ți sufletul, să fii tu bine cu tine și apoi totul merge ca pe strune. Câte vreme ești tulburat, câte vreme ești agitat, ai stări de agitație, nu te regăsești, nu poți să fii în echilibru. Așa este și vreau să le spun și celor de acasă când derulați sau când organizați aceste cursuri, iar cei care sunt interesați să vină să participe, fiindcă este important pentru fiecare, înainte de a ne dori, așa cum a spus părintele, altele lucruri, să ne adunăm acele bucățele din suflet lăsate pretutindeni, acei licurici care împreună ne dau lumină și ne fac să fim exact cum suntem noi lăsați de Dumnezeu, cu bucurie în suflet și cu dorință de a fi mai bun și de a înțelege pe cei din jurul nostru. Să știți, mă iertați, fac o precizare, că fiecare suferință rupe câte o bucățică din suflet. Sunt oameni care suferă, care nu pot accepta faptul că au pierdut pe cineva, care nu pot accepta faptul că au fost mințiți, că au fost dezamăgiți, că au fost trădați în dragoste, în iubire. S-a rupt o bucățică din sufletul lor. Tocmai la acești oameni le recomand, și nu numai lor, și la cei care chiar poate vor să schimbe ceva. Le recomand acestora să ierte și să se îndrepte spre Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel care pansează și vindecă rana lor. Așa este. Așadar, este foarte important să gândim că nu este nimeni de vină, nu există predestinare din moment ce avem atâtea instrumente și unul dintre ele este rugăciunea, care câtă credință ai, o fărâmă de credință, te mântuiește și te ajută să poți să-ți îndeplinești acele lucruri dornice și trebuincioase pentru tine ca om. Și este important să nu putem să-i mai judecăm pe ceilalți, fiindcă în ceilalți ne reflectăm noi, chiar și în partener, așa cum spun psihologii, este o oglindă a noastră partenerul, iar ceilalți vin în întâmpinarea noastră pentru a încerca să ne aducă la un alt nivel, pentru a încerca să ne ajute să evoluăm, fiindcă ceilalți, de fapt, sunt o altă fațetă a noastră. Și interacțiunea este foarte importantă, fiindcă cu cât ne vom comporta bine și vom trece acest test al interacțiunii cu ceilalți, noi vom evolua. Vreau să vă întreb, părinte, care soluții sunt benefice pentru cei care se confruntă cu această deznădejde, cu această degradare, cu această suferință, pentru că unii suferă în continuu. Sunt oameni care se încarcă din această suferință, sunt oameni care nu mai ies din acest abis al suferinței și care îi contaminează și pe ceilalți. Avem soluții, avem rugăciuni, avem dezlegări, avem psalmi, avem ceva care să-i ajute să iasă din această durere? Celor care trec prin astfel de situații, să citească acatistul Sfântului Pancratie, Sfântul Dorinților, îl vedeți aici, vă aflați de altfel în biserica lui și nu numai, să se mărturisească, să se spovedească, să se împărtășească. Aici, de fapt, este secretul care le poate schimba viața. Să vină aici la Sfânt, să meargă la duhovnicilor, să-și caute duhovnicul, preotul, nu știu, psihologul, dar în mod special duhovnicii cu care au aceeași chimie și rezonează, să se spovedească, să se împărtășească și să încerce să gândească altfel. Vă spun, gândirea are o mare importanță în evoluție. De ce? Pentru că gândul este cel care creează viitorul și te face să trăiești în prezent, fericit sau nefericit. Vă mulțumesc oricum că ați venit și sper să ne reîntâlnim cât de curând și cu alte ocazii. Poate veniți pe data de 9 iulie, când este ziua Sfântului, atunci vor fi mulți pelerini și filmăm acel eveniment. Vom veni cu siguranță. Pentru mine a fost un cadou această întâlnire cu părintele. Eu recunosc că sunt foarte deschisă acestor căutări spirituale și vreau să vă îndemn pe toți, fiindcă suntem ortodoxi, suntem creștini și împreună putem crea o realitate mai frumoasă, mai luminoasă, cu dorințe, cu împlinirea tuturor dorințelor și rezolvării problemelor noastre. Pentru mine a fost un cadou de suflet pe care eu îl dau mai departe, vi-l dăruiesc dumneavoastră în această zi sfântă și vă doresc să aveți casa plină de belșug, de abundență, să fiți fericiți, oameni buni, așa cum ne spune părintele mereu, vă dau acest canon, să fiți fericiți, dar nu vreau să vi-l dau eu și vă las în încheiere tot cu părintele să ne spună câteva cuvinte pentru fiecare dintre noi. În primul rând să vă doresc sărbători fericite, să vă doresc bucurie, să fiți binecuvântate, binecuvântați cei care ne urmăriți la această oră și sigur că am acest obicei de a da canonul acesta care
La început, până când oamenii s-au prins despre ce este vorba, le spuneam, acum vă dau un canon foarte mare și toată lumea era speriată, ce canon ne dă? Și zic, vă rog să-l respectați. Și toată lumea era mai speriată. Și când le spuneam, să fiți fericiți, acest canon vi-l dau și eu, să fiți fericiți și Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, tot ce vă doriți în viață să vi se împlinească. Amin. Așa este, mulțumim și eu vă urez sărbători fericite. Numai bine. Acesta a fost cadoul meu pentru dumneavoastră, pentru toți telespectatorii emisiunii Wow Zodiac. Eu vreau să vă mulțumesc, vreau să vă urez sfinte sărbători de Paști îmbelșugate, cu multă bucurie în suflete, cu realizarea tuturor dorințelor și eu vă dau întâlnire și vinerea viitoare la o nouă emisiune Wow Zodiac. Vă mulțumesc și vă urez sfinte sărbători de Paști fericite!